Președintele american Joe Biden a fost salvat de la un moment stânjenitor de iepurașul de Paște. Scena a avut loc pe peluza Casei Albe în timpul tradiționalei vânători de ouă. O persoană îmbrăcată în iepuraș de Paște a intervenit în timp ce Joe Biden începuse să discute subiecte periculoase și l-a tras deoparte în timp ce președintele părea foarte confuz. Sub costumul de iepure este de fapt unul dintre consilierii președintelui care intervine salvator chiar în momentul în care era pe cale să discute în public subiecte secrete, scrie presa de la Washington. După ce este îndepărtat de mulțime, Biden se plimbă câteva secunde dezorientat. Casa Albă nu a comentat până acum incidentul. În timp ce vânătoarea de ouă se află în plină desfășurare, în imagini se vede cum Biden se apropie de mulțimea privitorilor de pe margine și începe să discute cu o ziaristă. Iepurița își agită mâinile ridicate prin fața ochilor președintelui pentru a-i atrage atenția, în timp ce acesta pare foarte confuz și nu înțelege ce se petrece, ba chiar pare un pic agasat de prezența iepuriței care îi întrerupe explicațiile.